we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Salutare dragilor, bine ați venit înapoi pe canalul meu. Astăzi o să vorbim un pic despre mișcare și de ce? Pentru că să ieșim din casă și să ne mișcăm este un tonic perfect, ne crește energia foarte mult și starea de bine și mai ales acum în zilele de iarnă în care majoritatea dintre noi stăm mult mai mult în casă, vreau să vă îndemn pe toți să ieșiți un pic mai mult din casă și să faceți mișcare. Și de ce vă spun asta? Pentru că, în primul rând, deja se știe că mișcarea este un energizant și crește starea de bine, crește buna dispoziție, ajută foarte mult la sănătatea mentală și, de asemenea, dacă combinăm mișcarea cu natură, chiar și natura de iarnă în care frunzele sunt, nu, copacii sunt fără frunze, totuși natura, acea energie din natură încă se transmite la noi și este o combinație de nota 10, iar efectul pe care această combinație îl are asupra sănătății fizice și mentale este extraordinar. În primul rând, primul lucru pe care este recomandat să-l facem este să schimbăm să ne schimbăm modul de gândire. Pentru că majoritatea dintre noi nu ieșim din casă iarna din cauza că ne gândim că este frig, că plouă, că ziua e scurtă și e mai întuneric. Și acestea sunt toate lucruri negative pe care noi le gândim legate de natură sau de zilele de iarnă. Dar dacă schimbăm modul în care gândim, atunci o să fim mult mai înclinați să ieșim și să facem un pic de mișcare afară. Și cum putem să înlocuim și să schimbăm modul de gândire este să ne gândim că orice zi de iarnă este o zi perfectă pentru mișcare. Să ne gândim că aerul rece de iarnă ne aduce viață, ne aduce vitalitate, ne aduce energie și, de asemenea, să ne gândim că este o plăcere și un privilegiu să fim afară. Să ne gândim la gratitudine, ceea ce am mai menționat și am mai vorbit cu voi în filmulețul de la începutul anului, este foarte important să ne regândim, să regândim modul de a vedea viața și să fim recunoscători că avem posibilitatea să ieșim afară, putem să ieșim afară, este un privilegiu că putem să ieșim afară, este un privilegiu că putem să mergem prin parc, chiar și dacă este o zi de iarnă. Un al doilea lucru pe care putem să-l facem este să găsim o recompensă. Și în primul rând, normal, endorfinele pe care o să le avem în corp după ce facem un pic de mișcare deja sunt o recompensă, dar pentru o recompensă practică putem să ne gândim că atunci când ne întoarcem acasă ne așteaptă ceva, un răsfăț, o cană de cafea, o cană de ciocolată caldă, o baie fierbinte, o carte bună, orice răsfăț alegeți, acesta este, poate fi motivația voastră pentru a ieși afară și pentru a face un pic de mișcare. Și când vorbesc de mișcare, nu mă refer la mari exerciții, vorbim doar de o mică plimbare sau o mică alergare, un mic jogging în aer liber. Doar de acestea două vreau să vorbesc cu voi astăzi și haideți să vorbim un pic de plimbare. Este să mergem la o plimbare. Acesta este o chestie pe care o facem natural în fiecare zi. Ajută foarte mult pentru că ne mișcăm, punem sângele în funcțiune. În primul rând, ajută sistemul cardiovascular și în al doilea rând, ajută sistemul osos. Pentru că ține oasele tari și osteoporoza la distanță. Deci mersul, care este o chestie naturală și pe care o facem de atâția ani, este atât de benefic pentru sănătate.
ce putem să facem ca să-l facem un pic mai antrenant și mai mișcare este să avem grijă cum pășim, adică să folosim toată talpa, să călcăm de la călcâi către vârf și când ajungem pe vârf să ne dăm un pic de impuls în el, și un pic de arc acolo la vârf, ca să facem mersul acesta un pic mai antrenant, să punem un pic mai mult sângele în funcțiune. Și al doilea tip de mișcare este să ieșim la un alergat. Și perioada aceasta, adică iarna, perioada rece, este o perioadă ideală pentru a ieși la alergat, mai ales dacă sunteți una din acele persoane care se încălzește foarte mult atunci când faceți mișcare, pentru că e frig afară. Și asta ajută în sensul acesta. Dacă nu mergi, alergi. Deci nu contează cât de repede alergi, important este să o faci pentru că este un tip de mișcare și ca și mersul, alergatul pune sângele în funcțiune și ajută și mai mult la sistemul cardiovascular pentru că atunci când alergăm crește ritmul inimii, este un cardio extraordinar de bun și de asemenea este o metodă foarte bună de a scăpa de stres și la propriu de a fugi de probleme. Sper că v-am convins cu acest filmuleț să ieșiți afară și să faceți un pic de mișcare. Gândiți-vă la beneficii, nu uitați de acea recompensă care vă așteaptă acasă și de asemenea nu uitați să remodelați modul în care gândiți și să vă gândiți cât de privilegiați sunteți că puteți să faceți asta. Și mai ales dacă v-ați propus ca anul acesta să fiți mai sănătoși sau să slăbiți câteva kilograme, acesta este acțiunea pe care trebuie să o acesta este acțiunea pentru voi. Dacă vă place să vă plimbați în zilele de iarnă, dați-i acestui filmuleț un deget în sus ca să știu că sunteți parte din clubul celor cărora le place să iasă la o plimbare în zilele de iarnă. Mie îmi place foarte mult și de asemenea, dacă nu ați făcut asta deja, vă rog să nu uitați să vă abonați pe canalul meu pentru a nu rata alte filmulețe și ne vedem în următorul! Pa!